documentele noastre și că putem să depunem. Nu, stricte funcționale. Da, nu se spune că a murit copilul. Nici un argument. Pot să vină cu 1000 de cifre. A spus să nu guvernul. Da. Și cum s-a mântit. Și atunci, rostul nostru este să educăm publicul, să înțeleagă, să judece și să conducească cu riscul. În fiecare vine asuma riscul, evident. Deci, noi acum, cum să spun, negocierea este între a schimba un risc major de moarte de 5-3 de moare la 100.000 de cancer, cu un risc minor, că una la un milion care se moare în urma unui accident, eventual produs de vaccinare. Deci, încă o dată, oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru și abordarea noastră în toată spune este că PEG rațională poate fi verificată, toate datele noastre sunt publice, pot fi accesate pe diverse site-uri. Ce vreau să vă atrag atenția este că nu toate site-urile au aceeași valoare științifică. Adică circulă și foarte multe prostii și circulă și foarte multe lucruri vecini să tem de degradare morală, fondate vaccinate, fetițele vor deveni niște depravate. Nu e adevărat, asta este o prostie. Noi avem anticoncepționare de două generații deja asociate și femeile nu au devenit depravate din cauza asta. Din contră, familiile sunt mai unite, sarcinile sunt planificate, mamele își doresc și iubesc. Hai, discutăm de asta nu, societății speciale, să spun din cauza asta nu, de religie, de alte cuvinte, de cifrele normale. Dar și părinții în mod normal, al văzut. Cum vedeți voi acum o renovare? Să zic, ce trebuie făcut acolo de părinții să fie de acord? Pentru că asta vă spuneam că ce o stare materială mai bună, își permis să cumpere vaccinul la an. Nu mai vede, mai nu știu ce, că o luăm la an. Ei își permiteau oricum să-l cumpere. Cât se pune asta de vaccin? 20-30 de euro. Nu, e în jur de 100 de dolari, sub 100 de euro. Deci asta vreau să spun și eu. Deci, eu am pacient în care... 3 milioane, poate nu până 3 milioane. 2 milioane și ca... Deci eu am pacient care le-am vaccinat pe fițele de 2 ani în pace. Nu-i cumpărim nici vaccinul la început din sănătate, apoi din țară. Dar întotdeauna sunt oameni de clasă mijlocie sau clasă superioară. Deci acum ne-am venit de fapt să facem dreptate, să oferim o șansă și celor mai sărmani. Ei, și tocmai ei s-au pus. Deci eu nu văd o rezolvare în beneficiu fetițelor. Deci ce vă spuneam cu bogații și săraci? Cei bogați își vor cumpăra vaccinul, se vor informa, vor accepta vaccinarea, iar cei săraci vor rămâne fără această protecție, că nu-i va permite nimeni să dea 100 sau 50 de euro la an. Se face numai în acest an? Nu, se face la grupul acesta. Asta s-a hotărât în România. În Olanda, de exemplu, vaccinarea obligatorie începe la anul 1 septembrie, tot când încep școlile, și se face pe 35.000 de fetițe. Probabil că în Olanda e țara mai mică. Așa, problema este următoarea, că oamenii aceștia lipsiți de resurse sunt cei păcăliți. Ei nici nu se vor duce la control. Fetițele nici nu...